15 septembrie 2024 am venit să schimb benzile la unele colonii, să văd care încep să clacheze. De acum încep să se vadă exact care nu mai au nicio șansă, adică acele colonii care se depopulează masiv, deci mai rămân acolo cu 102 de albine. Între timp am decis ca să bag benz cu amitraz, până acum am dat flumetrină, și la care am posibilitatea să le dau și un pic de sirop, cu toate că s-ar putea să nu mai ia siropul, s-ar putea să nu mai îl ia. Bun. Aici avem 2 în 1, 2 colonii în 1. Aici nu voi da sirop, adică n-am posibilitatea deocamdată, dar mă mai gândesc eu pe parcurs, am timp. Mai e un pic de timp, adică undeva la o lună. Important este să reușesc în mare parte de parazitare. Există o mulțime de viești și asta ar fi o problemă. Bun, dar să vedem, adică nu-i mare lucru de văzut, eu deja am și văzut, scoatem banda de aici. Sunt albinele, unele dintre ele sunt nervoase. Teoretic aici ar trebui strâns măcar cu o ramă. Să vedem, deci o să iau o ramă de aici și o să o mut în alt stup ca să pot să pun o diafragmă. Bun, deci rama asta o consider că e deja în plus. Deci în 2 săptămâni a cam scăzut albina un pic mai mult, iată ce greu e de scos această ramă plină cu miere, dar am să o scot de aici. Să acopăr, să dureze un pic până le mut. Pun un pic de pauză. Deci o iernare în 2 rame ar fi ideală. Acum am făcut un pic de loc. Așa. O să fie ele rele un pic, dar asta e. Asta o să o dau mai încoace și aici o să intre diafragma. O bandă cu amitraz. Mă interesează să văd dacă mai are puiet. Aici nu. Deci o strângere pe 4 rame este ideală. Aici mai avem puiet frumos, pare în regulă. Asta, hai că o să ierneze în 2 rame.
important este să fie. Bun. Punem aici diafragma. Strângem foarte bine. Asta nu va primi sirop. Punem o bandă. Deci asta va ierna în două rame. E bine, e perfect. E perfect în condițiile situației actuale. Așa. Fiți cu minți că asta aici trebuie să iau, mi se pare că și aici trebuie luat din ramă. Da. Facem și aici o strângere ca la carte. Strângem și aici. Avem folie tăiată. Am primit folie nouă. Bun, o să pun un pic de pauză să duc o ramă și de aici, după care ne uităm prin el. Bun, am făcut loc. Aici pare un pic mai bun. Se vede. După o lună de zile aproape de tratamente cu flumetrină, treaba e că mai cad încă păduți. La unii am observat că s-au curățat, dar unii încă au destul de mult. Ce e frumos este acest puiet care va ecloza în 2 săptămâni. Deci acum, sincer, nu-mi pare rău că o să am puiet toată luna octombrie, sper eu, fiindcă e nevoie de populație, iată, arată bine. Arată bine, e îmbucurătoare situația, adică o să avem colonii cu ce să începem și anul 2025, destul de bine. Încă depunem matca o... e bine, e bine. Situația e promițătoare. Situația e promițătoare. Bine, asta e ultima ramă. Cu miere, ramă de acoperire, punem o diafragmă ca să restrângem. Deci cât mai bine restrâns. Așa. Acum se schimbă imediat structura cuibului. Și putem spera la mai bine. Bandă cu amitras. Așa, iată, unele colonii sunt potente, adică putem spera de la ele la o iernare acceptabilă. Bun, deci asta acum nu primește deocamdată sirop.
Asta l-aruncă. E bun de aruncat. Mai punem folie, mai. Mai reînnoim, să zicem așa. E, în această colonie poate să treacă cu ei de iarnă foarte, foarte bine. Îl acopăr. Iată ce păturică. El nu va primi sirop. Din cauza că nu am înălțătorul pentru acest stup, poate voi face, dar prima dată e opțiunea cam mare majoritatea la care am posibilitatea să le dau prima dată lor. După care, la cei care nu am posibilitatea, le voi da mai târziu. Bun, să mergem la unul care avem posibilitatea să-i dăm sirop. Acesta este. Aruncăm o privire și la ăsta. Asta este o situație care se repetă nu foarte des. Odată la odată la un anumit timp. Așa, aici voi pune sirop. Și atât ce frumos este ăsta. Ce frumos este ăsta. Mă vă deranjez un pic, da? E în regulă. Lăsăm un pic să se liniștească. Fiind frumușel. Așa. Luăm banda. Și să arunc o privire. Iată, ăsta arată bine. Deci avem deja situația destul de bunicică la o parte din colonii, pare promițător. Putem spera că totul o să fie bine. În mod normal ar trebui să mai strâng, dar depinde. Să vedem. Eu voi strânge oricum. Deci aici avem rama de acoperire. Și așa va rămâne, fiindcă are puiet aici. Hai să mai arunc o privire la o altă ramă. Da, iată o colonie care s-ar putea să ierneze în 4 rame. Mai avem lat. E în regulă. Lăsăm așa. Aici totuși mai avem ceva albină. Bun. Așa. Bine, m-am intras. Cu acest amitraj îi cam termin varoa care mai a supraviețuit, să zicem așa. Perfect. Mai sunt niște folie. Punem două folii. Asta o pun în partea asta aici. Acolo punem una nouă care o voi pregăti pentru a-i da sirop.
Așa. Poate este înălțător, vine peste. Așa vine. Bun. În partea asta pun o păturică ca să apese folia în jos. Să evităm un eventual furtișac ca să apese folia, să capac să ieși și înălțătorul ăsta, dar după ce pun capac. Așa. Iar aici punem un borcan cu sirop. Tai undeva în zona mai mijlocie. Așa. Am rupt cafelul, nu contează. Hai. Așa, și aici lăsăm o mică gaură pentru borcan. Pun două bețe deasupra. Mă duc să aduc borcanul cu sirop. Am întors cu capul în jos și acum îl pun deasupra albic. Ăsta e așa un impuls. Sincer, nu știu cât sirop mai ai ei la ora asta, dar nu știu. Îl pun. Asta e 2 kg de miere. Probabil o să pun aproape la toți care am depus. Aici punem păturele, le pun doar fiindcă le am la dispoziție, așa frumos. Punem capacul și asta este. Deci aici situația este destul de promițătoare. Recernăm în 2-3 rame, e perfect, nu e nicio problemă. Bine că iernăm, putea să fie și mai rău de atât. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!